Bucuria Crăciunului a cuprins seara trecută inimile credincioșilor din parohia ploieșteană Sfântul Dumitru. Cu prilejul sărbătorii nașterii Domnului și în contextul celebrării centenarului Marii Uniri, locașul de cult din protopopiatul Ploiești Nord a fost gazda unui concert aniversar de colinde și cântece patriotice. Credincioșii din parohia Sfântul Dumitru din Ploiești s-au bucurat de momentele frumoase oferite de colindătorii care au trecut pragul Sfântului Locaș. În deschidere, un grup vocal-instrumental format din elevi de la școala gimnazială Ioan Grigorescu din Ploiești și elevi din localitatea Boldești-Scăieni au interpretat colinde, cântece patriotice și un fragment din Rapsodia Română. În partea a doua a concertului, Delia Ioana Șerban, elevă în clasa a șasea la Colegiul de Artă Carmen Silva din Ploiești, a susținut un recital la pian. Concertul s-a încheiat prin colindele tradiționale românești interpretate de un grup coral dirijat de Eduard Tocan. La final, părintele Dumitru Bogdan, organizatorul evenimentului, a oferit tuturor invitaților daruri.